A venit și ziua ultimului meci din Liga 1, meci care va stabili clasamentul final în acest sezon. Ne pregătim așadar de partida dintre FC Argeș și Voluntari. La momentul respectiv, până spre dimineața, după victoria de la Botoșani, care a asigurat prezența în play-off, n-am mai jucat nimic, dar avem gol marcat în secunda 22. Incredibil, 22 de secunde. Să nu cumva să fie un record. Un record, este gol marcat de Voluntari. Dacă am văzut bine, Alexandru Vlad Rață, oamenii care erau acolo, după 23 de secunde, Rață a făcut un sezon excelent. El este în imagine. Probabil că n-a înțeles nici Prepeliță, dar sunt curios dacă au atins mingea jucătorii de la FC Argeș. N-au atins mingea, nu cred că au atins mingea. Este pasa lui Fulop. Da, n-au atins mingea, altfel două pase oricum. Două pase, toate, până la această centrare perfectă, centrarea lui Marcelo Lopez și lovitura de cap a celui mai bun om al Voluntarului în acest campionat, fără doar și poate. Marcătorii aveau 7 goluri. No, execuția e complicată, nu iese lui Cristi Dumitru. Se știa că va părăsi echipa. Jocul deschis bine aici la Cristi Costin. Șutul este respins de portar. Între timp vedem încă o dată poziția din care a șutat Cristi Costin. A avut timp, a avut spațiu. Este Ișvan, dar Ișvan îl lasă pe lângă poartă acest șut. Șutul lui Honciu. Poziție bună și pentru un stângaci și pentru jucător de picior drept. Mingea pare să treacă într-adevăr puțin pe lângă. Lasă mingea asta Tamaș Armaș. Cum ne cum balonul ajunge în brațele portarului Popa. Că era Dobrosavlevic, da, și el rămas acolo probabil după lovitura de la colț pe care a avut-o formația piteștea. Să-l vedem aici pe Marcelo Lopez. Marcelo Lopez! Ce tare a dat în minge și asta doar după cum s-a auzit mingea izbită în reclamele din spatele porții. Să vedem contraatacul, poziția pare corectă, Fanionul rămâne jos, Rață este complet liber aici, dar e preferat șutul deviat de portar. Asta e. Se putea încheia meciul aici, cu siguranță, mai ales văzând felul în care s-a încheiat faza, e clar că și văzându-l pe Rață aici, mult mai inspirat ar fi fost o pasă. Bună intervenția lui Croitoru!